Numele meu este Radu Vasiu, sunt profesor la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a Universității Politehnica din Timișoara și am plăcerea astăzi să moderez această sesiune, care vine cu un eveniment dintr-o serie și totodată un eveniment extrem de special. Este al 15-lea webinar din seria Împreună Online, o serie de webinarii care încearcă să dea informații și să participe la dezvoltarea și la schimbul de experiență în ceea ce privește experiența online pe care o avem în ultima perioadă din cauza condițiilor de criză bine cunoscute, dar totodată este un webinar care se desfășoară într-o perioadă în care se sărbătorește la nivel internațional ziua IEEE. Pentru toți cei care lucrează în domeniul electric, IEEE înseamnă extrem de mult, este cea mai mare organizație profesională din acest domeniu, Institute of Electrical and Electronic Engineers, și este o mândrie pentru toți cei de aici să facă aceste prezentări din dubla postură de profesori, de implicați în procesul educațional online și, pe de altă parte, de membri ai IEEE. Pe de altă parte, tema de astăzi, valorificând tehnologia pentru un viitor mai bun, se potrivește cum nu se poate mai bine cu acest deziderat de online learning până la urmă. Și este o tematică care este, de fapt, cea care este dedicată zilei IEEE. E bine să știți, probabil, că IEEE sărbătorește acum prima întâlnire care a avut loc în anul 1884 la nivel mondial a inginerilor și a membrilor IEEE și că este cel de-al 11-lea an în care se marchează la nivel internațional această zi. Prin urmare, încercăm și noi la nivel de România să o facem, motiv pentru care toți invitații noștri de astăzi sunt persoane cu răspundere și cu activitate extrem de bogată în Asociația IEEE. O să încep, ca să nu pierd foarte multă vreme, cu prezentarea primului speaker de la acest webinar. Este vorba de domnul profesor Lucian Toma. Domnul profesor Toma este un produs 100% al Universității Politehnica din București. Este acolo și a luat diploma de inginer, diploma de doctor. Lucrează în domeniul sistemelor energetice, având o serie întreagă de publicații, de la cărți până la articole științifice, de conferințe la care a participat și pe care le-a condus, de proiecte de cercetare în zonă, inclusiv proiecte în Orizont 2020 și așa mai departe. Ceea ce este relevant din punctul de vedere al apartenenței la IEEE și trebuie menționat este că domnul profesor Toma este vicepreședinte al secțiunii România al IEEE și a primit ca premiu aniversar în anul 2017 un premiu Remus Răduleț acordat de Academia de Științe Tehnice din România, de asemenea un premiu AGIR, precum și premii din partea IEEE, IEEE Outstanding Engineer Award și acest lucru a fost acordat în anul 2016 de către IEEE România. Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Toma, o să vă rog să îmi permiteți să fac și prezentarea celui de-al doilea speaker. Este vorba de dr. Diana Andone, care este directorul Centrului de e-learning de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Ea a condus echipa care a dezvoltat campusul virtual al universității, este lector în cadrul universității și are preocupări diverse în zona tehnologiilor educaționale, a tehnologiilor web și mobile, a aplicațiilor de realitate augmentată și virtuală în educație și în cultură, dar în special în educație deschisă, învățare online și mobilă. Pe lângă numărul mare de proiecte în care a activat, din punctul de vedere al apartenenței la asociații, este membru al IEEE, al EDEN, European Distance Education Network, și a participat la diverse alte manifestări.
Ce aș mai spune ca element de ultimă oră, să zicem, recent a fost aleasă în Board of Governors al IEEE Education Society la nivel internațional. Lucru pentru care țin să o felicit cu această ocazie. O să introducem restul speakerilor puțin mai târziu, așa că mă grăbesc să-i dau cuvântul lui Lucian pentru a ne face prezentarea sa. Lucian, te rog. Mulțumesc, stimați participanți, îmi face mare plăcere să vă prezint câteva informații despre IEEE Romania Section. IEEE este o organizație cu foarte mulți membri și sunt foarte multe lucruri de spus despre IEEE, însă sper că acoper cât se poate de bine lucrurile esențiale. Mai întâi am să vă prezint. Ok. Am să vă spun ca istoric cum s-a creat IEEE. IEEE s-a creat în Statele Unite, iar istoria organizației este cam aceeași cu istoria dezvoltării domeniului de comunicații. Deci, în anul 2014, IEEE a sărbătorit 130 de ani de la înființare. Membrii IEEE sunt ingineri, oameni de știință, dezvoltatori de produse software. IEEE față de activitatea inițială s-a extins către foarte multe domenii care sunt legate de domeniile inginerești. Sunt foarte multe activități în inginerie medicală. De fapt, s-a creat ingineria medicală ca fiind un domeniu necesar al activității din zona medicală. În prezent, IEEE are aproximativ 400.000 de membri. Acest 420.000 poate să fluctueze mai mult sau mai puțin. În 160 de țări la nivel mondial, deci vedeți doar câteva țări din lume, poate niște insule izolate, nu au membri IEEE. Deci IEEE este una dintre cele mai extinse organizații la nivel mondial. Iar în România avem ca variind de la un an la altul, avem aproximativ 900-1000 de membri în diferite domenii și o să vi le prezint imediat. Deci, ca istoric, IEEE a plecat mai întâi de la fundația AIEE, Institutul American de a Inginerilor în Domeniul Electric, în 1884, cu o inițiativă de la un grup mic de specialiști. Printre acei specialiști care au luat parte la crearea acestei fundații, vorbim despre Norvin Green de la Western Union, care era în domeniul telegrafului, apoi Thomas Edison în zona energiei electrice, Thomas Edison fiind un activist mai puternic în zona de networking și respectiv Alexander Graham Bell tot din domeniul telefoniei, zona telegraf-telefonie. Apoi domeniul s-a extins cu industria electrotehnică până la aspecte ce țin de dezvoltarea sistemelor electroenergetice și implicit partea de automatizări, dezvoltarea calculatorilor. Deci totul pornind de la transmisiuni, mai întâi vorbim despre transmisiunile undelor electromagnetice sau undelor radio, deci transmisiunile din zona radio și telegraf, și apoi pe măsură ce rețelele electrice, sistemele electroenergetice s-au dezvoltat, s-a dezvoltat zona transferului energiei electrice și mai departe vorbim despre domenii foarte întinse de domenii de inginerie conexe. Apoi, în anul 1912 s-a creat fundația Institutului, s-a creat Institutul Inginerilor Radio, care a avut la bază, mai un pic să dau un
Partea de joc, mă încurca în niște imagini. Deci a avut la bază contribuția lui Marconi, fiind un specialist, de fapt unul dintre primii care au dezvoltat telegraful și vorbind despre transmisiile wireless, deci vorbind despre trecerea la domeniul radio. În timp, numărul de membri în IEEE a crescut și ca urmare a dezvoltării domeniului de electricității, astfel încât s-au dezvoltat domenii comune ale celor două organizații, AIEE și IRE, ca acronime în engleză. Acestea două au fuzionat având domenii comune, deci în 1963 cele două au fuzionat și au creat Institutul Inginerilor Electricieni și Electroniști, având la momentul respectiv aproximativ 150.000 de membri, dintre care 140.000 locuiau în Statele Unite. Deci vedeți, IEEE ca instituție s-a dezvoltat în Statele Unite, Statele Unite fiind zona cu foarte multe inovații în domeniul comunicațiilor, respectiv domeniul electricității. După aceea, în timp, pe măsură ce vorbim despre extinderea IEEE, respectiv vorbim despre globalizare la nivelul IEEE, deci IEEE a dorit să se extindă la nivel mondial, astfel încât, din punct de vedere profesional, având în vedere că domeniile abordate s-au extins, în cadrul IEEE s-au creat așa numitele societăți. Societățile sunt grupuri tematice, cum sunt, de exemplu, Computer Society sau Power and Energy Society. Deci sunt grupuri specializate pe anumite tematici. În prezent, în cadrul IEEE, sunt 38 de societăți care organizează mai bine de 300 de conferințe anual, de asemenea publică sau organizează 900 de standarde, respectiv 130 de jurnale și, magazine. De asemenea, cu ocazia dezvoltării internetului, de fapt dezvoltarea domeniului de computer science și apariția internetului, a fost posibilă extinderea mult mai puternică la nivel internațional și asta a permis atragerea de noi membri din toată lumea și pe lângă domeniile inițiale, pornit de la domeniul radio, respectiv electricitate, în prezent vorbim despre domenii de tipul nanotehnologii, ultrasunet, bioinginerie, robotică, materiale electrotehnice. Și domeniul s-a extins, de fapt, față de domeniile de inginerie inițiale. IEEE se extinde cu domenii de non-inginerie, dar se bazează pe faptul că acele domenii care nu sunt încadrate ca zone de inginerie sunt foarte puternic legate cu unul sau mai multe domenii de inginerie. IEEE se întinde, după cum vedeți, la nivel mondial, pe toate continentele, astfel încât, din punct de vedere organizatoric, IEEE este formată din 10 regiuni. România este, vedeți, în zona albastră și este în regiunea 8. De asemenea, regiunea 9 este America Latină și America de Sud. Regiunile 1-6 sunt regiunile istorice din Statele Unite, 7 este Canada și 10 este zona Australia, Asia și Oceania. Apoi, tot din punct de vedere istoric, ca să știm că în Europa, de exemplu, cele mai vechi grupuri, organizații create la nivel de țară, sunt expuse aici, deci Israelul este cel mai vechi grup reprezentat ca secțiune. Acum, vorbind de numele secțiune, în cadrul IEEE, termenul secțiune se folosește pentru grupul de membri din aceeași țară. Deci, grupul de membri IEEE din Israel, realizat, înființat în 1954, a fost primul grup recunoscut din afara Statele Unite, respectiv localizat în zona, în regiunea 8. Și apoi, după cum vedeți, Egipt, Benelux, Italia, Elveția, Franța, Grecia,
Polonia, Austria, Ungaria, iar România a fost înființată, de fapt, formal în cadrul IEEE și recunoscută în august 1990, astfel încât anul acesta sărbătorim 30 de ani de la înființarea oficială ca grup în cadrul IEEE. IEEE oferă foarte multe beneficii. Unul dintre cele mai puternice, mai mari beneficii pe care le putem folosi este biblioteca digitală IEEE Explore. Aici este o imagine acesteia. Deci, după cum vedeți, biblioteca digitală IEEE are peste 4,5 milioane de articole, materiale, deci vorbim despre articole de conferințe, articole de reviste, standarde, cărți. Există IEEE Press, care colaborează cu Whaley și există serii de cărți care se publică sub numele IEEE, astfel încât acestea intră în IEEE Explore. La nivelul României există mai multe universități și institute de cercetare care beneficiază de accesul gratuit, deci prin intermediul unui IP se poate accesa gratuit biblioteca digitală, altfel această bibliotecă, pentru care are nevoie de sprijin material, percepe o taxă pentru acces. De asemenea, în cadrul IEEE există un fel de Facebook, numai că este orientat către partea tehnică, științifică, dar nu numai, pentru că IEEE dorește să se implice și din punct de vedere umanitar. Are lansate diverse proiecte prin care sprijină dezvoltarea de proiecte cu caracter social. Sunt multe proiecte care au fost dezvoltate în Asia, deci revenim la această platformă, este versiunea Facebook creată de IEEE pentru comunicarea între membrii IEEE și nu numai, adică oricine dorește să-și facă un cont pe platforma Collaboratech are posibilitatea să facă asta, iar prin intermediul Collaboratech se poate intra în legătură cu specialiști, se pot cere informații, deci cum este pe Facebook, așa și aici, lansăm o întrebare sau lansăm o cerere și e posibil ca cineva să răspundă. Până acum am vorbit despre secțiunea, despre IEEE la nivel mondial și acum am să vă prezint câteva informații despre secțiunea IEEE din România. Aceasta este sigla noastră. Avem și o pagină web, deci informații detaliate despre secțiunea noastră puteți să găsiți la acest link. La despre noi, About Us, avem acolo o secțiune în care spunem faptul că vorbim nu numai despre un grup formal recunoscut în Statele Unite, ci avem și o asociație cu caracter juridic, astfel încât grupul acesta de membri, secțiunea România, poate să funcționeze și din punct de vedere juridic. Avem nevoie să facem asta pentru că la nivelul țării se desfășoară foarte multe activități, conferințe și diverse activități precum finanțarea unor activități studențești, premii și alte aspecte la care trebuie să contribuim financiar. Astfel încât vorbim despre organizarea administrativă din ce în ce mai complexă. Ne face plăcere să facem asta, deci IEEE în România este o organizație foarte întinsă, în special în marile centre universitare. Și după cum am menționat mai devreme, avem în jur de 900-1000 de membri. Din punct de vedere al grupurilor tematice, acele societăți, în România există ceptere, deci un chapter este un grup tematic atașat unei societăți, iar aici sunt acele ceptere, deci grupuri tematice create în România în jurul acelor societăți. Avem 27 de grupuri tematice. Printre acestea avem, dacă ne uităm aici la pozițiile 23 și 24, există grupul Young Professional, un grup cu caracter administrativ, dar care este orientat către toate celelalte teme și este unul dintre cele mai mari grupuri, pentru că aici vorbim despre toți membrii IEEE din România care au
până la 15 ani vechime în IEEE. Și de asemenea, vorbim despre grupul Women in Engineering, care are activități din ce în ce mai intense și lucrurile astea se observă, adică grupul a fost apărut ca o necesitate și pentru că femeia inginerie aduce beneficii, deci din punct de vedere organizatoric sunt diferite activități la care femeile inginere, din inginerie, femeile inginere au o contribuție semnificativă. Acum, din punct de vedere istoric, vă prezint aici evoluția acestui număr al membrilor din România. V-am spus că este între 900 și 1000, am avut și peste 1000 de membri. Acum, pe acest slide, în partea stângă, vedem care este clasificarea, care sunt categoriile de membri. Deci, cele mai, să zicem, de început categorii este la categoria student member. Student member înseamnă studenți care nu au absolvit o universitate. După ce au absolvit, după ce au trecut de gradul bachelor, ei trec în zona masterat sau doctorat și sunt numiți graduate member. Deci atât student member cât și graduate member au beneficii din punct de vedere al taxei anuale IEEE, de membership IEEE, cât și pentru participarea la conferințe. Deci toate conferințele IEEE oferă taxe reduse speciale pentru studenți. Apoi vorbim despre membrii affiliate și associate, nu intru în această zonă, dar după ce cineva obține diploma eventual, nu mai este student, intră în zona member, apoi în funcție de evoluția profesională poate să candideze, să depună un dosar pentru a obține poziția de senior member și pentru realizări deosebite poate să obțină poziția sau titulatura de fellow. Vedeți că la nivelul României nu avem prea mulți fellow. Unul dintre cei mai cunoscuți și vechi fellow care a primit și medalia Nikola Tesla este domnul profesor academician haideți că avem, spuneți-mi Ioan Boldea de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Ok, haideți că sunt între două cursuri, mulțumesc. Deci este unul dintre cei mai cunoscuți fellow din România. Pentru a ajunge la categoria fellow sunt necesare realizări deosebite. Pentru asta de obicei se aplică de mai multe ori, astfel încât și să zicem uneori cineva poate să aplice și de 10 ori ca să eventual să aibă un succes, pentru că numărul de persoane care dețin titulatura de fellow este foarte mic. Numărul de senior member, deci cu realizări profesionale, este în creștere, deci în prezent avem 136 de membri, deci ceea ce înseamnă că 15% sau aproximativ 15% dintre membrii IEEE din România sunt senior member. Aici avem numărul de student member și graduate student member. Numărul acesta variază de la un an la altul în funcție de cum universitățile se îngrijesc să atragă studenți. De asemenea, în cadrul secțiunii sunt create și student branch. Student branch sunt acele forme de organizare atașate universităților, deci vedeți, avem până în prezent student branch în cadrul Politehnicii din București, Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Politehnica din Timișoara, respectiv Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În cadrul student branch se creează subgrupuri tematice student branch chapter. Pe de altă parte, scoatem în evidență aici procentul de femei în inginerie, deci acolo unde a fost deja declarat, deci aproximativ 19% dintre membrii IEEE sunt femei. Avem activități de tip conferințe foarte intense, deci în anul 2018, deci aveam și până pe 25 februarie 2019, eram pe poziția a patra la nivelul regiunii
8 ca conferințe organizate în România. IEEE România Section sprijină activitățile studențești. Două dintre activități este premiul Tudor Tănăsescu, organizat în domeniul electronicii. Și de asemenea există o școală de vară. Aici avem niște imagini de la Timișoara, când s-a organizat anul trecut. Din păcate, condițiile impuse de pandemie a restricționat organizarea de întâlniri față în față. Și ca un ultim slide, de ce să devenim membri ai IEEE? Care sunt beneficiile de a fi membru ai IEEE? Să fim la curent cu cele mai noi informații, descoperiri. Acestea sunt găsite prin intermediul platformei bibliotecii IEEE Explore. De asemenea, există beneficii profesionale ca recunoașteri. IEEE oferă diverse diplome. Acestea sunt de asemenea oferite și pentru statutul IEEE, cum am menționat, senior member, fellow member, life member înseamnă acel membru IEEE la care suma anilor de membership plus vârsta este mai cel puțin 100, iar cei care ajung la categoria fellow nu mai plătesc taxa IEEE. De asemenea, ca beneficii pentru documentare tehnice, sunt societăți care oferă gratuit documentație, înregistrări video de tip e-learning, respectiv există credite acordate din punct de vedere educațional pentru studenți care vor să beneficieze de credite. Sistemul acesta funcționează în Statele Unite și mai puțin în Europa, pentru că în Europa legislația este alta. Vă mulțumesc pentru atenție. Cred că am vorbit prea mult, dar sper că am atins cele mai importante informații pe care aș putea să vi le spun despre IEEE. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Lucian. Mulțumesc, Radu Vasiu, pentru prezentarea foarte frumoasă pe care mi-a făcut-o. Sunt Diana Andone și vom trece direct la următoarea prezentare, tocmai pentru a minimiza timpul pe care îl pierdem, să zicem așa, și nu oferim informații utile. Foarte interesantă prezentarea făcută de Lucian. Ați putut să înțelegeți ceva mai mult despre ce face IEEE, iar eu acum am să încep să prezint despre partea de educație din IEEE și ce face IEEE în zona educațională. Am să vă rog să-mi spuneți că se vede corect slide-ul și se vede efectiv bine informația. Ok? Vă mulțumesc foarte mult. În acest moment vom considera că această prezentare a lui Lucian v-a introdus în ideea despre IEEE, deci putem să vorbim acum despre IEEE Day, despre 6 octombrie 2020. Noi ținem miercuri, fiindcă miercuri ținem întotdeauna webinarile împreună online. IEEE Day are un logo foarte interesant, după cum vedeți, noi ni l-am și pus în spate. Ce voi încerca să vorbesc eu astăzi despre implicarea IEEE în zona de educație digitală și mai ales în zona de educație deschisă. Dar mai întâi câteva informații despre ce este foarte important și interesant în a putea să prezentați sau să vedeți despre IEEE Day. Primul și în primul rând, încă mai este un concurs foto, deci poate vom încerca să facem și noi o poză cu noi toți și să încercăm să participăm la acest concurs foto despre IEEE, dar mult mai interesant este un concurs video de 60 de secunde, în care în 60 de secunde oricine poate să participe la el, încă este deschis și sunt premii foarte interesante oferite și care poate să... În aceste 60 de secunde, în fiecare video, trebuie să spui o idee care este inovatoare și care ar putea să ajute lumea cu ajutorul tehnologiei sau ar putea să facă viața mai bună oamenilor cu ajutorul tehnologiei, ceea ce este întotdeauna tema principală pentru IEEE. IEEE în această perioadă
perioada de sărbătoare această săptămână, de fapt până aproape sfârșitul lunii octombrie în anumite cazuri, oferă foarte multe discounturi și foarte multe servicii pe care le puteți găsi în IEEEday.org. Site-urile sunt în prezentare, prezentarea va fi făcută publică și colegii mei vor încerca să vi le pună și în zona de Zoom sau de Facebook. IEEE Internațional se găsește la IEEE.org. Aceasta este adresa web de unde pleacă, să zicem, absolut toate informațiile, inclusiv tot ceea ce noi vom arăta astăzi, pleacă ca și link de bază de aici și toate informațiile despre secțiuni, deci despre grupurile din țară sau despre societăți, grupurile care sunt orientate pe interese. Lucian deja v-a prezentat IEEE Collaboratech, care, cum zicem noi, este Facebook-ul IEEE, unde lumea participă, are tot felul de comentarii, de activități, este ca un forum de discuții destul de interesant în zona de IEEE și unde se transferă informații. Este disponibil doar membrilor, să specificăm acest lucru, care sunt libere, vă voi comunica acest lucru. IEEE Education, societatea care se ocupă de educația inginerească la modul general și care reunește membrii din peste 100 de țări, 64 de societăți în fiecare țară care există, deci sunt mai mulți membri într-o țară și s-au putut organiza în IEEE chapters într-o anumită țară și care organizează foarte multe cursuri online. Are foarte multe resurse, dar și 4 dintre cele mai cunoscute conferințe în zona educației inginerești și 3 reviste de jurnal foarte bine cotate la nivel internațional, care publică informații și articole și cercetare în zona educației inginerești. Acum, de exemplu, cum am spus, organizează cursuri, multe dintre ele sunt gratuite, periodic lansează câte unul, a fost unul care s-a încheiat în august, acum se pornește un altul care este organizat împreună cu un conglomerat de mai mulți specialiști care sunt uniți, de fapt, în IEEE Education, dar care vin de la 5 alte universități. El este sprijinit din punct de vedere tehnic de către UNED din Madrid, Universitatea de Educație Deschisă din Madrid, Spania, și care se referă în special la cum putem să învățăm despre roboți și este dedicat tinerilor și copiilor mai ales, deci profesorilor ca să învețe cum să educe tinerii și copiii în ceea ce noi numim știință, tehnologie, inginerie și matematică și în robotică și mai ales cum puteți să folosiți partea de incluziune a tuturor, deci fără diferență de sex sau de alte orientări. O altă resursă utilă în zona de IEEE Education, care a fost lansat acum cu ocazia, să zicem, COVID-19 mult mai pregnant, ea a existat de o oarecare vreme, dar acum a devenit vitală și foarte utilă, este Teaching with Technology Resource Center, centru de a educa cu ajutorul tehnologiei, care este realizat împreună cu Merlot și unde sunt foarte multe resurse strânse, pagini, unelte, care ajută în special la a putea face educație digitală. IEEE Education și IEEE are mai multe paliere în care oferă informații sau resurse educaționale. IEEE Learning Network, rețeaua de învățare IEEE, biblioteca digitală, despre care a vorbit și Lucian cu milioane de articole și de lucrări și de resurse, cursurile din zona de IEEE Learning și IEEE Tri-Engineering, care este dedicat profesorilor și învățământului primar, gimnazial, chiar și celor puțin mai în vârstă. Sunt foarte multe informații și resurse care să te ajute să înțelegi ceva mai mult despre inginerie, dă concepte de bază în zona inginerie. Le voi prezenta pe scurt pe fiecare dintre ele. Aici vorbim despre IEEE Learning Network, este rețea educațională majoră al IEEE, care s-a lansat doar de un an. După cum vedeți, a celebrat acum un an de existență. Până acum, partea de educație și de resurse era răspândită în 3 zone foarte mari din IEEE, partea de certificare, biblioteca digitală și revistele de tip Spectrum. Ele au fost reunite și concepute efectiv ca niște cursuri și resurse, unele libere, altele contra cost. Sunt foarte multe cursuri. La ora actuală există câteva sute de cursuri
peste 900 de cursuri online, unele dintre ele sunt gratuite, altele au un preț redus pentru studenți și altele dintre ele au reduceri în această perioadă de IEEE. Deci vă rog să încercați să le vedeți. După cum vedeți, aceste informații sunt libere. Eu nu sunt logată ca și membru IEEE ca să pot să le văd și să pot să aflu informații despre ele și puteți să vedeți și cursurile care sunt libere în acest mod. Cum pot să fie folosite aceste resurse și de către învățământul, mai ales universitar, dar și de către învățământul liceal profesional din zona tehnică? Puteți să indicați anumite bucăți din aceste cursuri sau anumite cursuri pe care să le recunoașteți după aceea participanților la cursurile voastre. Sunt foarte multe universități din întreaga lume care fac acestea, inclusiv și noi și Universitatea din Iași a făcut acest lucru și domnul Haba va prezenta în curând. În acest moment există, de exemplu, câteva cursuri foarte interesante cu subiecte de interes maxim în această perioadă de tehnologie, despre blockchain, despre Internet of Things, despre AI, despre gridul, despre tehnologiile digitale, despre inteligența artificială și roboți, care sunt gratuite pentru o perioadă limitată. Tot timpul se oferă asemenea cursuri care sunt gratuite, deci nu trebuie să fii membru ca să poți să le vizualizezi. Cealaltă parte din IEEE care este foarte interesantă, am menționat-o și Lucian pe scurt, este partea de bibliotecă digitală și mai ales IEEE Books, cărțile și jurnalele și articolele și conferințele din zona IEEE, care sunt dedicate utilizării tehnologiei în umanitate, pentru umanitate, și care multe sunt gratuite și oferite. Societatea IEEE, împreună cu Merlot, care este, să zicem așa, sistemul universitar ținut de către Universitatea din California, de stat, din California, California State University, și care reprezintă resurse educaționale deschise. În webinarele împreună online am vorbit de mai multe ori despre resurse educaționale deschise. El este doar un portal, deci este un portal care gestionează ca un fel de bibliotecă de indexare a resurselor educaționale deschise, mai ales în această zonă, să zicem, mai tehnică, iar IEEE, cu foarte mulți experți implicați din IEEE Education și Computer Society, cele două societăți mari, au creat acest Merlot Computer Science sub egida IEEE, unde foarte multe resurse care existau în biblioteca Merlot au fost indexate, evaluate de către experții din zona IEEE pentru a putea vedea calitatea lor și utilitatea lor în anumite cursuri. Vă rog să urmăriți această zonă de Merlot în cursuri, conturile și accesul la ele este complet gratuit pentru că aceasta este o zonă de resurse educaționale deschise. Cealaltă parte care IEEE organizează și o face sunt partea de cursuri profesionale care oferă certificate foarte importante și foarte valoroase în Statele Unite și în câteva țări din Asia, Australia și America de Sud. În Europa ele nu sunt chiar atât de populare. Colegul meu, Cristian Haba, va vorbi mai mult despre aceasta. Dar eu vreau să vă atrag atenția asupra ceea ce se numește Try Engineering, încearcă ingineria, care este una dintre zonele în puternică creștere și expansiune a IEEE, cu foarte multe resurse, câteva sute de resurse digitale gratuite, oferite profesorilor, dar și studenților, care sunt gândite în special pentru a putea a-ți deschide apetitul pentru inginerie. Sunt dedicate științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii și ele sunt foarte bine organizate și sunt foarte multe resurse. Sunt peste 130 de lecții, de planuri de lecție pentru copii de la 5 până la 18 ani, cu resurse și cu informații. Din păcate, multe dintre ele sunt în limba engleză. Eu tot sper că împreună cu studenții, cu studenții din IEEE, dar și cu alții, vom reuși să traducem multe dintre aceste resurse ca să le putem face disponibile școlilor din România în limba română. Vă atrag atenția asupra două dintre ele care sunt noi și care acum s-au introdus în zona de Try Engineering. Sunt sesiunile virtuale, deci efectiv foarte multe cursuri și webinarii virtuale care sunt oferite și partea de robotică, unde sunt informații, cursuri despre roboți, tot felul de materiale, etc., resurse, indicații de unde să cumperi, cum să înveți, cum să te joci cu tot felul de roboți care se găsesc în comerț.
sau roboți pe care poți să-i construiești cu anumite elemente și sunt foarte utile. Foarte mulți din cei care lucrează în zona de coder dojo folosesc aceste resurse pentru a putea face partea de robotică. Sunt câteva activități pe care IEEE le oferă constant gratuit pe lângă această parte educațională. Acum, de exemplu, foarte curând va fi unul dintre cele mai interesante filme documentare despre BIT, despre cum s-a inventat BIT-ul, unitatea digitală de bază care stă la baza științei calculatoarelor și care va fi prezentat de către IEEE Foundation. Sunt câteva webinarii gratuite care sunt oferite de către IEEE constant. În fiecare săptămână sunt cel puțin unul sau două, doar timp să ai să le poți urmări pe toate, la care oricine se poate înscrie și poate participa, nu este obligatoriu să fii membru IEEE ca să participi. IEEE a pregătit un răspuns destul de serios și foarte multe resurse gratuite acestei situații a pandemiei COVID-19, inclusiv articole de jurnal, articole care sunt la liber, cărți, resurse educaționale, care toate sunt reunite sub această emblemă de COVID-19 IEEE Resources. Câteva cuvinte despre Politehnică și cum am mai integrat noi câteva exemple din Politehnică în Universitatea Politehnică din Timișoara, din IEEE în Universitatea Politehnică din Timișoara și în Centrul de e-learning, în acest concept pe care noi îl folosim de educație digitală. În primul și în primul rând, utilizăm la modul general resurse educaționale deschise și cursuri online în cursurile noastre, deci în predarea noastră clasică integrată în sistemul universitar, prin fie ca și resurse, fie ca și codocumentare, fie că recunoaștem cursuri și resurse care au fost utilizate. După aceea, studenții pot să prezinte despre ele, să vorbească despre ele. Am tot vorbit despre modul acesta. Vreau să vă atrag atenția că de aceea utilizăm unele dintre resursele care există la IEEE și ne-am dorit ca mai multă lume să folosească cât mai multe, pentru că ne ajută să putem să integrăm anumite resurse în cursurile noastre. Aici vedeți, de exemplu, câteva exemple din resurse care există în IEEE și care au fost integrate. Eu sunt Diana Andone, aceasta este echipa Centrului de e-learning și vă mulțumesc în acest moment. O să luăm din întrebări, vă reamintesc că puteți să puneți întrebări în zona de Q&A, cei care sunteți în Zoom, și în zona de, de comentarii și de chat, cei care sunteți pe Facebook și pe YouTube. Și acum îmi va face o deosebită plăcere să-l introduc pe colegul meu, domnul profesor, doctor, inginer Cristian Ghiozo Haba, care este profesor la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică aplicată a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași. În acest webinar am încercat să venim toate cele patru universități tehnice din România, cu câte un reprezentant care să prezinte câte ceva. Dânsul, pe lângă faptul că este un membru foarte activ al IEEE, este președintele în exercițiu al IEEE Romania Education Chapter, a secțiunii educaționale din IEEE România. Domnule Haba, vă rog frumos! Da, bună ziua la toată lumea! Astăzi am să vă prezint una din experiențele legate de utilizarea resurselor gratuite și care sunt certificate de către IEEE. Am să vă prezint câteva informații legate de o serie de cursuri de educație continuă care sunt certificate de către această organizație IEEE. Așa cum știm, tehnica evoluează foarte rapid, apar produse noi tot mai repede. Ca urmare, o serie de companii s-au hotărât să ofere seminarii web prin care să-și facă cunoscute produsele, tehnologiile sau instrumentele de dezvoltare pentru partenerii și clienții lor. Aceste webinarii însă s-au transformat cu timpul într-o serie de mini-cursuri online care sunt puse la dispoziție
dar nu direct de către producători, ci de anumite comunități de ingineri online, de distribuitori de componente sau echipamente. Și aveți aici o serie de exemple din aceste inițiative. Eu am să mă refer la prima dintre ele și anume la Centru de Educație Continuă, care se află sub egida platformei Design News. Care sunt avantajele acestor mini-cursuri? Deci, odată, pentru producători, că ei își pot face cunoscute produsele cât mai rapid, deci de la lansare sau chiar dinainte pot să prezinte anumite prototipuri ale unor produse. După aceea pot să obțină un feedback rapid privind aceste produse și tehnologii de la utilizatori, de la specialiști, intră în contact cu posibilii utilizatori și află informații legate de aceasta și pot să realizeze și vânzări de produse, pentru că la unele din aceste cursuri sunt și există și o parte practică prin care produsele pot fi testate. Din punct de vedere al participanților, aceștia pot să obțină cunoștințele despre cele mai noi tehnologii, pot să adreseze întrebări direct reprezentanților producătorului, chiar dacă prezentările nu sunt făcute de producători, ci de consultanți specialiști în domeniul respectiv, care nu au neapărat legătură directă cu companiile respective. Participanții pot obține diplome sau credite pentru educație continuă care sunt recunoscute de asociații profesionale de prestigiu sau de anumite companii care cunosc aceste certificări. De asemenea, în cadrul acestor cursuri există sesiuni de chat în care participanții pot să discute cu specialiștii sau pot să discute între ei, pot să schimbe păreri și să afle informații noi. Și nu în ultimul rând, au posibilitatea să regăsească aceste prezentări în arhiva platformei. În arhivă pot găsi prezentări PowerPoint, fișierele audio sau transcrierile acestor transmisii audio. Pot să existe și dezavantaje, deoarece aceste mini-cursuri se doresc a fi accesibile la întregul glob. Orele la care se desfășoară live nu sunt întotdeauna potrivite pentru toți participanții, astfel încât unii trebuie să acceseze variantele arhivate. Unele cursuri implică achiziționarea de dispozitive și pot să existe întârzieri datorită procedurilor vamale și prezentările sunt de obicei în limba engleză, ceea ce poate constitui un obstacol pentru unii participanți. Am ales să vă prezint experiența mea cu platforma Continuing Education Center, deci Centrul de Educație Continuă a platformei Design News, care oferă astfel de miniserii care sunt organizate la fel ca și învățământul universitar pe semestre. În fiecare semestru sunt prezentate 6 astfel de mini-cursuri și de câțiva ani aceste cursuri au primit și recunoașterea asociației IEEE, care oferă pentru participarea la aceste cursuri anumitele ore de dezvoltare profesională. Deci niște diplome care recunosc aceste ore petrecute pentru dezvoltarea personală. Avem aici în partea dreaptă care sunt condițiile pentru a obține un astfel de certificat. Vedem că trebuie participat la minim 2 cursuri. Analizând cursurile prezentate și făcând comparație cu acele cursuri care sunt predate la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, am văzut că foarte multe din aceste cursuri
pe această platformă pot fi folosite ca și cursuri de completare a cunoștințelor pentru studenți. Avem aici două tabele care fac corespondența între cele două categorii de cursuri. Am folosit aceste cursuri în activitatea didactică, cum am spus, pentru a completa informațiile pe care le primesc studenții la orele normale de curs și de laborator, pentru că am considerat că, pe de-o parte, pot fi puși în contact cu aceste noutăți tehnologice, pe de-o parte, pe de-altă parte, pot să își dă seama că ceea ce predăm noi este de actualitate și că își găsesc căutare pe piața muncii. Avem aici un tabel cu niște statistici ale participării studenților în cadrul acestor cursuri. Cum am folosit eu, practic, participarea am considerat-o ca o temă de casă pentru studenți. Ei trebuiau să participe activ în cadrul acestor cursuri și la sfârșitul acestui mini-serii de curs, care se desfășoară de obicei pe durata a 5 zile, câte o oră pe zi, trebuiau să redacteze un referat care să certifice participarea lor. Ca și concluzii, trebuie să fim conștienți că avem la dispoziție o serie întreagă de resurse pe care le putem folosi pentru a completa educația studenților noștri. Trebuie să găsim modalitatea prin care aceste informații să ajungă cât mai ușor la studenți, să poate fi ușor de digerat, să putem evalua receptarea informațiilor pe care le capătă studenții la aceste cursuri. Și aici vreau să arăt cam cum arată un astfel de certificat de participare la două cursuri certificate de către IEEE. Sper că nu m-am întins prea mult, vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebări. Da, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, foarte interesante aceste posibilități de a avea, să zicem, certificarea IEEE, cursuri de certificare, sunt interesante mai ales pentru cei care își doresc să lucreze ca și ingineri specializați în Statele Unite, Canada sau în alte țări, inclusiv în Asia. Ne mutăm acum la zona de studenți, la activitățile a ceea ce sunt Student Branch Young Professional, tinerii profesioniști în zona ingineriei și tinerii studenți, și mergem la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde ne bucurăm să avem alături de noi pe președintele secțiunii studențești IEEE din această universitate, domnișoara Elena Șețco, care este doctorand în anul 2 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și pe vicepreședintele aceleia secțiuni IEEE Student Branch, Alexandru George Berciu, care este student în anul 4 licență al Facultății de Automatică și Calculatoare aceleiași universități. Elena, te rugăm să ne prezinți activitățile foarte interesante pe care Student Branch-ul dorește să le facă și pe unele le-a și făcut până acum. Bună ziua! În primul rând vă mulțumesc pentru această oportunitate pe care ne-ați oferit-o nouă de a participa și de a participa activ la acest webinar. Ne face o deosebită plăcere să fim alături de dumneavoastră și în cele ce urmează o să încerc să prezint pe scurt cum am început noi să funcționăm ca și un grup sub egida IEEE, care au fost pașii pe care i-am urmat, o să prezint echipa din care facem parte, activitățile pe care le-am desfășurat, dar și proiectele pe care le-am făcut și pe care le-am dorit să le facem în continuare. Vă rog frumos să-mi confirmați dacă se văd slide-urile pe care aș dori să le prezint. Nu încă, deci trebuie să fac screen share, Elena. Am încercat. Acum? Mai bine? Da, acum este bine și mergem. Mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Numai puțin. Se pare că a apărut o problemă în derularea slide-urilor. Așa, bun.
Ce este student branch-ul și cum am început noi să ne formăm ca și grup pentru, de inițiativă pentru formarea oficială a student branch-ului sub egida IEEE. Totul a început în momentul în care un grup de studenți, eu împreună cu colegii de-ai mei la doctorat, dar nu numai, trebuie să precizez asta, și studenți la master, am început să participăm cu lucrări la conferințe științifice organizate de IEEE. Acolo ne-am dat seama că avem multe activități în comun și multe proiecte pe care merită să le punem în valoare, așa că plecând de acolo am început să ne întâlnim în prima fază informal, formând un grup de inițiativă, după care, la începutul acestui an, am decis să facem toate demersurile oficiale pentru a ne afilia în mod oficial către IEEE. Urmând ca pe data de 11 mai, o zi foarte importantă pentru noi, am primit actul oficial de înființare, iar de la această dată, și nu numai, am început să activăm oficial ca student branch IEEE și membrii IEEE. De ce student branch IEEE? Pentru că IEEE oferă o gamă largă de oportunități și, în primul rând, oportunități de învățare și de cunoaștere de la membrii seniori cu o vastă experiență în domeniu. Student branch-urile, mai concret, prin programe, activități, oferă oportunități de colaborare profesională care ne ajută să ne dezvoltăm nu doar personal, ci și ca o echipă de profesioniști. În plus, student branch-uri IEEE întâlnim în toate colțurile lumii, acesta fiind un avantaj și o oportunitate absolut enormă pentru noi de a colabora cu experți în domeniu, cu colegi studenți din alte centre universitare cu care, de ce nu, putem să dezvoltăm proiecte științifice împreună. În România, așa cum a precizat și domnul profesor Toma la începutul acestui webinar, student branch-uri sunt înființate în centrele mari universitare, București, Timișoara, Iași și foarte recent la Cluj. Printre avantajele pe care IEEE le oferă, în primul rând, studenților, pentru că vorbesc din punct de vedere al studenților, este accesul la o gamă largă de resurse și informații, o gamă largă de informații din toate domeniile. De asemenea, membrii IEEE au posibilitatea de a interacționa, așa cum am mai spus, și schimba idei cu experți în domeniu, cu alte chaptere locale sau internaționale și de a, de ce nu, colabora în proiecte științifice, articole, participări la conferințe și așa mai departe. În plus, membrii IEEE au posibilitatea de a lua parte la discuții, dezbateri pe diferite teme de cercetare științifică, au posibilitatea de a crea grupuri de cercetare în parteneriat cu alte centre universitare. Un alt avantaj este faptul că membrii IEEE pot participa la activități și evenimente organizate de IEEE din întreaga lume și în special în această perioadă, care deși este o perioadă delicată, evenimentele fiind online, această oportunitate de a lua parte crește și, de ce nu, oferă și o satisfacție profesională personală. Obiectivele student branch-ului de la Cluj-Napoca vizează sau se axează pe trei mari direcții. O colaborare strânsă între mediul academic, studenți și industrie. O altă direcție ar fi organizarea de evenimente, programe tehnice, științifice și educaționale dedicate studenților, dar nu numai, chiar și elevilor de liceu. Și o altă direcție este să susținem dezvoltarea domeniului de packaging electronic. În prezent, în echipa noastră, suntem 20 de membri care activăm în mod constant. Membrii studenți începând cu anul 2 de facultate până la anul 3 de doctorat,
Care sunt studenții ai celor trei facultăți de profil electric din cadrul Universității Tehnice, și anume Facultatea de Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, de unde sunt și eu, dar și Facultatea de Inginerie Electrică. Comitetul executiv este format din președinte, vicepreședinte, secretar și trezorier, și alături de noi, pentru sprijin și sfaturi, îl avem pe domnul profesor Neag, în funcția, să spun așa, de counselor, și domnul profesor Alin Grama ca și advisor. Pe acest slide observați o poză cu grupul de inițiativă pe care l-am format la începutul acestui an și cu care am început și demersurile, și acum suntem oficial un student branch. Și mai departe aș dori să amintesc câteva activități pe care le-am desfășurat de la începutul acestui an și până în prezent. O mare parte dintre noi am participat la conferințe IEEE cu lucrări științifice, la conferințe precum ISS, care a avut loc în primăvară, STC în Norvegia în septembrie, SITME, care va avea loc în octombrie, și CASUL, care va avea loc tot în octombrie. O altă activitate pe care am desfășurat-o în paralel cu aceasta de participare la conferințe a fost înființarea unui chapter studențesc afiliat Societății de Electronics Packaging. Tot în această vară am fost implicați în organizarea, dar și participarea la o școală de vară pe care am organizat-o împreună cu un grup de cercetare din Universitatea Tehnică, școală de vară la care 5 membri ai student branch-ului au participat ca și studenți, iar o altă parte din membri au fost implicați în organizare. Această școală de vară s-a axat pe introducerea în proiectarea tematică a unor blocuri funcționale analogice folosind pachetul de programe Cadence. De asemenea, am început o colaborare cu colegii noștri de la Universitatea Politehnică din București, colaborare prin care dorim să realizăm o activitate comună de a încuraja și susține continuitatea, chiar dacă în online, a cluburilor de electronică. Sperăm ca această colaborare să o extindem și cu celelalte ceptere studențești de la Timișoara și de la Iași și să încercăm împreună să sprijinim aceste cluburi de electronică, care sunt convinsă că se desfășoară în toate centrele universitare și care vine în sprijinul studenților pasionați. Să le punem la dispoziție echipamente și sprijin și idei de proiecte și, de ce nu, dacă am reuși acest lucru, să reușim să încurajăm colaborarea între studenți de la centrul nostru universitar cu alte centre universitare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru eventualele întrebări pe care le aveți. Mulțumesc foarte mult, Elena, mulțumim și lui Alexandru, deoarece această prezentare a fost realizată împreună cu Alexandru Berciu de la Universitatea Tehnică din Cluj. Alexandru, dacă vrei să spui și tu două cuvinte? Sigur că da, chiar vă mulțumesc frumos pentru invitația să participăm împreună cu Elena la acest interesant webinar. Din ceea ce am observat în zona de chat, am văzut că există foarte mulți membri în acest meeting care sunt profesori în învățământul preuniversitar. Ce aș putea să spun eu și ce am învățat foarte bine în urma participării mele în acest student branch este să utilizez platforma WordPress. Nu știu dacă știți, însă acest mare student branch al nostru a dezvoltat chiar și un site propriu. Există tutoriale foarte multe în zona de IEEE Learning și cu siguranță aceștia studenți care vor deveni în viitor vor putea să învețe WordPress, care prinde foarte bine în zona de dezvoltare a site-urilor web.
Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Alexandru! Da, într-adevăr, zona de learning, IEEE Learning, este foarte utilă și fiindcă au fost foarte multe întrebări cum putem să devenim membri IEEE, pentru cei interesați am pus un link, puteți găsiți informații și pe IEEE.org, dar și pe romania.ieeer8.org, care este secțiunea din România. Dacă puneți în Google IEEE România, a fost, o să găsiți. Linkul a fost și în prezentarea lui Lucian Toma de la Universitatea Politehnică din București, care din păcate nu mai este alături de noi, fiindcă are ore. De la ora 5 a trebuit să participe la, să susțină cursurile online de la universitate. Domnul Haba este președintele secțiunii IEEE Education, cu ajutorul căreia organizăm și noi aceste webinarii împreună online, care iată au ajuns la 15-a ediție. Au mai fost întrebări legate de ofertele pe care IEEE le are acum în această perioadă și de concursul 60 de secunde. Am pus link-urile din nou în, cu ajutorul colegilor mei de la Centrul de E-Learning, atât în Zoom, cât și pe Facebook, cât și pe YouTube. Puteți să le găsiți acolo. Este deschis tuturor. Studenții au primul an gratuit, de exemplu, în România, ca să devină membri, de aceea încurajăm pe foarte mulți studenți, dacă doresc, pentru că au acces la o resursă foarte mare de informații și de date, să devină membri, fiindcă primul an le este gratuit. Taxa este oricum destul de redusă pentru accesul foarte mare de informații pe care le oferă după aceea. Și pentru a face acest lucru, vă rugăm să contactați oricare dintre colegii mai mari sau student branch-ul din universitatea voastră sau unul din cele patru universități, dacă nu sunteți în această între cele patru universități tehnice mari din România care au student branch, ca să puteți să deveniți membri ca și studenți. Iar pentru ceilalți, mai ales și pentru profesori, foarte multe resurse sunt libere și gratuite. Cum am zis, ar fi cazul ideal ca împreună cu colegii studenți din zona de student branch și din Timișoara, și din Cluj, și din București, și din Iași, să reușim să traducem o parte din materialele care sunt în trial engineering și care sunt foarte utile pentru zona de gimnaziu și de liceu și chiar foarte interesante, să fie și în limba română disponibile, nu doar în engleză, așa cum au scris câteva dintre cadrele didactice din învățământul preuniversitar care ne-au spus că folosesc aceste resurse. Avem un poll foarte scurt pe care o să-l lansez chiar acum și am să vă rog să, pentru cei din Zoom, ca să răspundeți la el pe scurt, cei care ați mai rămas alături de noi. Prima întrebare este foarte simplă, dacă sunteți membru IEEE. Cei din Facebook puteți să spuneți efectiv acolo, sunt membru IEEE, este un certificat de onoare într-un fel de a fi membru IEEE, dacă nu v-ar interesa să deveniți sau nu. Și după aceea, a doua întrebare este ce tip de activitate vi se pare foarte utilă după acest webinar? Zona de conferințe, IEEE Explorer Digital Library, biblioteca foarte mare, câteva milioane de resurse, partea de rețea educațională, webinarile IEEE, Merlo, resursele educaționale deschise, dedicate în special pentru zona de calculatoare și tehnologii informaționale, programul de certificare al IEEE pe care l-a prezentat și domnul Haba, Try Engineering, care este dedicat învățământului preuniversitar sau alte activități studențești și școli de vară, care sunt câteva dintre activitățile pe care noi le-am prezentat astăzi și resursele, multe dintre ele gratuite, puse la dispoziție de către IEEE. Celelalte sunt într-adevăr dedicate doar membrilor, dar a deveni membru IEEE nu este chiar atât de costisitor când se ia în considerare toate resursele care există. Da, vă rugăm să mai răspundeți, mai lăsăm să mai răspundă încă câteva persoane la poll în Zoom. Îl puteți vedea, acest poll va apare pe fereastra în Zoom și puteți să răspundeți la el și după aceea vom comunica rezultatele. Mai lăsăm câteva secunde. V-ar interesa, vedem câteva comentarii pe aici, că v-ar interesa resursele educaționale deschise. Găsiți în seria de webinarii împreună online foarte multe informații despre resurse educaționale deschise în platforma Unicampus, la care iarăși puteți să ajungeți din elearning.pt.ro. Sunt resurse educaționale deschise și workshop-uri și chiar un curs întreg
care este dedicat educației deschise și care explică ce sunt aceste ERU-uri, RED pe scurt și MOOC, cursurile deschise online. Găsiți foarte multe informații acolo și inclusiv mini-cursuri sau mini-informații de prezentare pentru aceste resurse. Voi închide acum polul ca să putem să vizualizăm rezultatele. Avem doar 20% membri ai IEEE, 62% nu sunt membri, dar 18% din cei care participă în Zoom au spus că i-ar interesa să devină membri ai IEEE. Noi nu am încercat să vindem aici ai IEEE, să știți, ne-am încercat să arătăm doar care sunt facilitățile, mai ales pentru zona de tehnologie pe care ai IEEE le oferă și sunt considerate foarte utile conferințele urmate după aceea de zona de bibliotecă IEEE Explore, de rețeaua și de cursurile și de webinarile IEEE. Mai puțin interesant s-ar părea este doar 21% partea de trial engineering. Probabil că nu sunt chiar atât de mulți din mediul preuniversitar care sunt aici alături de noi. Acestea sunt rezultatele IEEE în acest moment în zona de poll. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul la aceste întrebări. Aș dori să vedem dacă mai sunt cumva întrebări foarte stringente care sunt adresate. Este o întrebare în zona de Q&A și de Zoom. Nu știu, domnul Haba, dacă dumneavoastră puteți să răspundeți în zona de additive manufacturing a imprimantelor 3D. Nu este zona mea de specialitate, eu predau web și multimedia, deci nu cunosc n-am răspuns pentru această întrebare și niciunul din comunitatea care participă la acest webinar nu a oferit un răspuns. Domnul Haba, dacă doriți să mai completați ceva sau care dintre dumneavoastră? Da, ce vreau să spun că nu este nici domeniul meu. Noutățile sunt foarte multe și apar în mod continuu. Evident că informații se găsesc și pe canalele specifice acestei organizații IEEE. Mai mult, nu știu ce aș putea să răspund. Așa este, într-adevăr. Vă mulțumesc mult tuturor pentru participarea la acest webinar. Înregistrarea acestui webinar, prezentările și chestionarul de feedback pentru acest webinar îl veți primi prin e-mail, cei care ați participat efectiv aici. De asemenea, badge-ul, există posibilitatea de a primi un badge, am să vi le arăt acum, fiindcă știu că foarte multă lume este foarte interesată de aceste badge-uri. Sunt badge-urile împreună online ca și participant. Acesta va fi unul special dedicat IEEE, ca și participant, ca și moderator sau ca și prezentator. Sunt badge-uri diferite care se primesc direct prin sistem badge-uri și care ele sunt publice și deschise și pot să fie accesate. Vă așteptăm la celălalt webinar împreună online și să urmăriți online înregistrările și prezentările de la celelalte webinari împreună online care sunt realizate împreună de Universitatea Politehnică din Timișoara, Asociația IEEE România, Asociația EDEN și Asociația Română a Universităților Tehnice din România. Vă mulțumesc foarte mult! Săptămâna viitoare, miercuri, ne revedem la aceeași oră, ora 16, cu exemple interesante de utilizare a tehnologiei în educație, în educația non-formală și în educația preuniversitară, realizată aici în Timișoara în special, concursul Științescu, cu foarte multe exemple și aplicații, inclusiv festivalul și informațiile tehnice din Romanian Science Festival, EducaTM, Pixel Art, sunt foarte multe proiecte care le vom prezenta împreună cu colegii noștri de la care organizează și susțin financiar concursul Științescu. Vă mulțumim tuturor! Informațiile, cum am spus, prin e-mail în curând, în următoarele zile, către toți cei care s-au înregistrat, iar badge-ul pentru cei care s-au înregistrat în Zoom, iar pentru ceilalți, cei care au completat formularul de solicitare a acestui badge. Vă mulțumesc, care este disponibil doar acum, în această perioadă a webinarului. Deci vă rugăm să-l completați dacă nu ați făcut-o până acum.
Vă mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere și la mulți ani ai IEEE. La revedere! La revedere! Numai bine tuturor! La revedere!